Așa cum am promis de Crăciun, astăzi o să gătim împreună, va fi chiar un concurs între Liviu Dragnea și Marius Ghilezan, acasă la Marius Ghilezan. Abia aștept să intru, să-i văd găinușele care sunt protejate de umbrela Anto, că doar știți, îmi spune la fiecare emisiune despre asta. N-am mai fost până acum la el aici, o să-l rog să ne facă și un tur de fermă, pentru că mi-a povestit că are niște lucruri extraordinare aici. Desigur că astăzi alături de noi va fi, așa cum am spus, și Liviu Dragnea, dar și Iosefina Pascal, care și ea ne pregătește ceva. Și vreau să vă spun un lucru. Și eu o să gătesc astăzi. Haideți să intrăm la Marius acasă. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Așa cum le-am promis telespectatorilor la Crăciun, astăzi filmăm pentru ziua de înviere. Acasă la tine, Marius, ai avut amabilitatea să ne inviți la tine în spațiul tău intim, ca să spun așa. Aștept cu mare nerăbdare să îmi arăți găinușele care sunt protejate de umbrela NATO. Ne-ai vorbit de atâtea ori despre ele la mine, la emisiune. Abia aștept să le cunosc, îi spun bună ziua și acum nu știu cum să vă mai spun. Blogger, tiktoker, bucătar sau simplu Liviu Dragnea? Sunt același. Îmi pare bine că vă revăd. Ați făcut, și mie. Ați făcut valuri cu nou job, ca să zic așa. Nu e job, că nu iau niciun ban din asta. Nu se știe niciodată. Nu, asta mă interesează. Sunteți bucătar amator, pentru că v-au criticat o grămadă, am văzut. Știți, v-a spus domnul Cristoiu că sunt greșite rețetele, că așa a auzit. Să vină odată când gătești și să mănânce. Unii au zis și că vreți să faceți PR. Asta este scopul? Știi care e treaba? Când aruncă cineva cu piatră în apă, o grămadă de nebun sar acolo să o scot. Un lucru pot să-l remarc cu satisfacție, ca să zic așa, că a fost om care a colaborat cu dumneavoastră, că v-ați atins scopul, pentru că televiziuni care niciodată nu vorbeau despre dumneavoastră sunt nevoite să vorbească de o săptămână zi de zi. Nu, ăsta a fost scopul. Eu chiar vreau să, mă rog, încerc să conving românii să reînceapă să gătească acasă. Pentru că nu mi-e foarte ușor să spun, dar nu o să vină vremuri foarte ușoare și e bine să știm să gătim acasă. Adică să ne întoarcem la rădăcini, la tradiții, la rădăcini, la... Tot timpul e bine să te întorci la rădăcini, pentru că tradițiile noastre sunt bune, sunt sănătoase și nu ne-a făcut rău niciodată. Nu sunt specialist în bucătărie, nu am studii de specialitate, așa că cei care se grăbesc să critique, am auzit pe... mai știu, unul Turcescu, că nu știu ce... Domnul Turcescu, domnul Turcescu... Eu lui Robert i-am propus să facem o emisiune de gătit, pentru că Robert gătește foarte bine. Noi, eu atunci cu el ne-am trecut pe pagina de Facebook. Atunci înseamnă că e invidie. Nu știu dacă e invidie, dar poate îl provocăm și pe el să facem o partidă de gătit altă dată. Eu n-am nicio problemă. Accept, nu pe oricine, dar să vină domnul Cristoiu, dacă vrea, când gătesc, și să mănânce după ce gătesc, să vadă dacă rețetele sunt greșite sau sunt bune. Vasele pe care le folosesc, da, le-am cumpărat pentru acest vlog, ce exact, e. Exact, din acest motiv sunt noi. Din acest motiv sunt noi, pentru că aveam una într-un... Cum are... Măcar de două ori ați mai gătit. Odată când ne-ați gătit nouă de Crăciun și odată când spun ei că ați gătit pentru chioveși, ați tăiat porcul. N-am tăiat porcul pentru chioveși și nici n-am gătit pentru chioveși. Am gătit, în schimb, pentru foarte mulți prieteni apropiați, nu e prima dată Victor gătesc. Ponta a spus pe pagina sa de socializare acum, după ce a vrut să vă laude. Mi-a trimis cineva, a vrut să mă laude, dar până la sfârșit a trecut și nu a mai am numărul. Jumate, lucruri bune, așa jumate e Victor, lucruri. Așa e Victor. Dacă aveam numărul lui, l-am căutat, mi l-a dat cineva, am trimis un mesaj, nu s-a trimis sau nu l-a primit, dacă fac rost de numărul lui. Vi-l dau eu. Mulțumesc. Asta vreau să vă trimit, propun. Știți care este provocarea mea de astăzi? Trimit o apreciere că până la urmă mi-a plăcut. Știți care este provocarea mea de astăzi? Care? Fiind în ziua de înviere, o zi în care toată lumea trebuie să se împace și să fie cu gânduri bune, nu vreți să vă împăcați cu cei cu care v-ați certat, mai ales cu foștii colegi de partid, cu o parte dintre ei? Nici cu domnul Ponta, nici cu doamna Dăncilă? Eu nu sunt de împăcat, adică nu sunt neîmpăcat cu ei. Ei au spus tot felul de lucruri, eu m-am abținut, dacă ții minte. Și înainte să mă ducă Iohannis la Rahova și după, și când eram acolo și după ce am ieșit.
nu să ne împăca cu nimeni. Oricine vrea să vorbească cu mine, cred că în afară de Iohannis, cu oricine sunt dispus să discut. Deci vorbiți și cu Victor și cu Viorica, dacă... Sincer, n-am nicio problemă. Mă propun intermediar. Trebuie să ai o din aia, cum zice, o... Mediator. O țidulă de mediator, da. Cred că poți și fără. Cred că până acum am dovedit că poți și fără. Poți fără, dar o să te critice și pe tine. Dom'le, dar stai puțin, are venitul, n-are venitul, le declară. Nicio problemă. Da, Anca, fără discuții. Vreau să o prezint și pe Iosefina, care și de Crăciun a fost alături de noi. Îți mulțumesc mult, Iosefina, că și astăzi ești cu noi împreună. Mulțumesc pentru invitație. Ne-ai și pregătit și tu o surpriză. Astăzi tu ne faci desertul. Vă îndulcesc. Am rămas nesatisfăcută de la domnul Dragnea, pentru că n-a fără avut conotații, desert. Că n-a avut desert. Și îmi pare bine că nu doar televiziunile și-au adus aminte de domnul Dragnea, ci și domnul Grindea. Nu. Opa! Da, ce a zis că i-a gătit foarte bine de multe ori domnul Dragnea. Ia uzi! A revenit la poate și-aduce aminte și ciolacul de partidele de pescuit? Cine știe? A revenit la sentimente mai bune domnul Grindeanu? Ia uzi! Am văzut că e o schimbare de atitudine a domnului Grindeanu. Pare cumva așa moț în fruntea partidului, pe dos față de restul din partid. E treaba lor, e nou PSD, nu mă pricep asta. Nou PSD? Păi cum e nou PSD care tocmai ce a vrut să dea noua ordonanță 13? E treaba lor. Marius, am ajuns la tine acasă, astăzi bun este venit. Ziua de înviere, dar vreau să le arăt telespectatorilor, pentru că mie mi-ai vorbit cu atâta pasiune și ai și pus pe pagina de socializare fotografii. Eu pot să spun că așa, din ce văd la prima vedere, curtea arată mult mai frumos decât fotografiile pe care le-ai pus tu pe pagina ta de socializare. Trebuie să iei niște cursuri de fotografie, pentru că e superb. Vreau să le arătăm și telespectatorilor și să-i arăt și domnului Dragnea, că și dânsul se pricepe la nu numai la bucătărie, și la grădinărit și la agricultură, pentru că are și fermă. Ne-a promis că ne primește și la fermă data următoare. Vreau să ne arăți un pic curtea și să ne explici, pentru că mi-ai spus mie, în particular, că ai dat sfaturi și la alții, cum să nu înghețe, ce tratamente se pună, ce îngrășăminte se pună. Cu ei ai dat sfaturi? Eu, Adrian Năstase, lui Cosmin Gușe. Acum sunt vremurile destul de răcoroase noaptea. Au apărut niște substanțe pe bază de glico... Alea sunt înghețate. Nu. Știi, mă întreabă profesor de medie la psihologie, dom'le, cum ai atâta naturalețe și atâta vioiciune înscris? Și zic simplu, natura, pentru că tot timpul trebuie să faci ceva. Încă nu pot să mă... Mânușile sunt roșu, galben și albastru. Nu, noi suntem cu România pe tricou, vorba lui Cosmin Gușe. Și întotdeauna este ceva de lucru. Natura îți dă, pe lângă voluptatea ei, coloristica, îți dă și tot timpul un antrenament pentru creier. Adică în moment ce vorbesc cu cineva, multă lume îmi zice, de ce nu vorbești la telefon? Sau dacă vorbesc, de ce se aude un țicăit? Pentru că tot timpul trebuie să faci ceva. Tatăl meu, înainte de a muri, a venit să vadă ferma, că tot zicea că nu sunt în stare de nimic. Și era un profesor, Sarafăleanu, Dorin Sarafăleanu, coleg cu el de la Timișoara, și a zis, dar nu-ți place Baișa Mare. De ce? Pentru că nu-i făcută ferma la Ghilal. Adică lângă noi, acasă, la Timișoara. Acasă, la voi, da. Marius, hai să ne arăți un pic curtea, să ne explici. Și uite, am văzut că ai și niște lalele foarte frumoase. Am văzut și acolo, mai în față. Explică-ne puțin. Cum ai gândit toată curtea și deci, cum ai plantat fiecare? Nu recomand gazon de specialitate din ăla profesional celor care n-au timp să lucreze, pentru că trebuie date cel puțin două tratamente. Iarbă obișnuită, vara, trebuie cam 12 metri cub pe zi. Zicea primarul de aici că de tragem apă. Apă de apă. Tragem apă și zic, dacă e 12 lei, pe ce fac? 120 de lei, am puțurile mele, am o pompă de căldură, un puț de desubt sub foișor, sau filigorie, cum se zice în Maramureș, trage apă de acolo, care e la 14-16 grade, și o încălzește de la 14 la 38. Acestea aici sunt niște lalele pe care le-am primit din Olanda, de la un scriitor olandez, și pe care m-am învățat să pun niște pește. Ce înseamnă pește? Bucăți de pește. Bucăți de pește, oceanic, au mult potasiu. Și atunci, dar le-am acoperit, atunci bulbii, când i-am pus în primăvara anului trecut, i-am acoperit ca pisicile să nu
Să nu vină să mănânce peștele. Peștele de dedesubt. Și asta se explică această coloristică. Și sunt foarte sănătoase, foarte frumos crescute. Deci florile arată foarte... Hai să mergem mai departe să ne arăți. Domnul Dragnea, sunteți de acord cu indicațiile pe care le-a dat Marius? Vă pricepeți că și dumneavoastră vă ocupați cu... Da, doar că eu recomand să se pună semințe de gazon de specialitate. Păi de specialitate e pus, dar dacă puneam iarbă obișnuită, vara e mai ușor. Ăsta e fiind de la profesioniști, trebuie întreținut. Marius, nu l-am scarificat. Marius, gazonul nu e pentru leneși. Nu. Gazonul e pentru cei cărora le place să muncească în curte. Dacă îți place să muncești în curte, nu e greu să, adică... Corect. Sigur că dai, faci și tratamente, sigur că trebuie să irigi. Dacă vrei și să ai un gazon frumos. Tratamentele sunt pe bază de potasiu, că a venit Oana, prietena mea, ce faci? Otrăvești pământul. Și zic, nu, sunt îngrășăminte pe bază de fosfor, potasiu care au necesar. Deja am tuns odată. Dar sunt îngrășăminte bio. Bio, exact. Să găsesc exact. Îngrășăminte bio. Ai grijă să bio. Nu vină Greta peste tine. Hai să vedem mai departe. Am înțeles că își pune și panouri solare, Marius. Da. Da, nu se poate altfel în... Deci e ok cu vreau Greta. Vreau să fac, fiu Casa Verde. Înainte de a începe progresiștii cu chestia asta, am gândit-o, casa e făcută din panouri de paie și lemn. Ce să vă spun, e o plăcere să aranjez florile. Am învățat din mers. Degeaba mi-am cumpărat cărți. Auzi, uite cât de frumoase sunt lalelele astea. Deci n-am văzut lalele atât de mari și atât de florile, atât de sănătoase. La vremea asta. Da. Am și eu lalele în curte. Și nu sunt așa, nu? Nu sunt atât de mari. De exemplu, astea am învățat de la profesorii de la agronomia din București, tot ce e bătrân trebuie tăiat. Nu i-am tăiat la timp. Totul trebuie făcut la timp. Dacă am plecat o săptămână... Când trebuie tăiați, Marius? Păi trebuie ori toamna, ori primăvara de vreme, în martie. Pentru ca să înceapă să dea. Tot ce e bătrân, ce e lemnos, ar trebui tăiat. Ca tăiat, să se regenereze. Eu am tăiat acum o lună. Ei, ai fost mai harnic, da? Pe mine mă chinuie televiziunile și atunci nu le-am tăiat. În special eu. Deci văd că ți-ai pus și magnolie. Da. Asta este. Ce este ăsta? Că și mie îmi place foarte tare și aș fi vrut și eu să-mi iau, să-mi pun la mine în curte. Nu știu cum îl cheamă. Dar e foarte este frumos. O plantă ornamentală. Cea de acolo este aronia. Îmi spunea Adrian Năstase că... Fructe de aronia, da. Am crezut că ce am în curte sunt nebunele. Nu, sunt foarte bune și foarte ușor se înmulțesc. Se ia câte un butaj prin îmbutajire și merge mai departe. Dom'le, eu asta constat... este arborele de cauciuc, aia sunt niște aluni, arborele de lalea, ce să vă mai spun? Cum arborele de cauciuc? Sunt, aici e minunății. Asta e arborele de cauciuc? Da, asta e arborele de cauciuc. Și face așa acolo o sevă, dar ce-i frumos este că face diferite culori. Iar spațiul mic sigur mea, că nu așa, e. Polie, eu cred că ăsta e lichid ambar. Lichid ambar, așa se cheamă. Vezi? Și atunci cum se traduce? Nu se traduce niciun fel, asta e denumirea ambar lui. E pe și act. Toamna face frunze ruginii. Ruginii, da. O frumusețe. Da, da. Nu știam cum se traduce în limba română. Deci, profesorii mi-au zis să nu mai zic copaci. Trebuie să venim în toate anotimpurile latine aici, asta ne inviți. Dar nu e în limba română. Asta e denumirea lui științific. Latină, da. Și trebuie să aibă trei conotații. Aici este mica grădină japoneză. Am și scris un poem, fericirea nu durează decât o clipă. 24 de ore, roz, alb și violet, florile, dar numai 24 de ore. Deci, măsurând clipele alea, îți dai seama ce lungă viață avem noi. Uneori ni se pare scurtă. Hai să vedem, aici ai pus căpșuni, mi-ai spus, da, acolo? Da. Hai să vedem mai jos. Căpșuni, salată văd acolo. Hai să sunt căpșuni românești. Să... Nu știu de ce nu crește nici cum. Asta este floarea lui Iuda. Mi-au zis profesorii că probabil e înnecată de gazon. Se face așa o floare roz și de 2 ani de zile nu-mi crește. Nu am... trebuia să-i despart cine căpșunii. Este? Micuțul Machi. Machi? Așa se cheamă. E micuțul are Machi. Și fundiță. Iar aici, big surprise, Livium,
acești trandafiri i-am primit de la doi gardieni de al tăi. În spatele, de la, în spate, de la Rahova? Aici, dai să, Rahova, să-i filmez, da. Că mi-a povestit Marius. Iată, ăștia sunt, și îi mulțește. Pentru că au fost dați cu inimă bună, din 100 au rămas vreo 80, așa obiceiul la vechi cu... Marius, te rog, spune povestea, de la cine i-ai primit și de ce? Că mi s-a părut foarte interesant când mi-ai povestit. Pentru că ar vrut să mă cunoască. Deci doi foști gardieni de la Rahova. De la Rahova. Pentru că le-au zis că am fost singurul care l-am apărat cât era în pușcărie. Pe domnul Dragnea. Pe domnul Dragnea, și au zis că noi nu puteam să-l ajutăm altfel. Și zice să mulțumim. Și culmea că de fiecare sărbători ei mi-aduc un portbagaj de trandafiri, de lucruri de la țară. Incredibil, da. Hai să mergem să filmăm mai departe. Deci în spatele, în spate încolo sunt, văd că e salată aici, da? Da. E pusă de toamnă. Mai în față este pătrunjelul. Da? Pătrunjelie, da? Da, tot așa a rămas din toamnă. Loboda s-a umplut, uitați, acolo e. Și pe stânga plin. Văd că e foarte multă lobodă. Am pus gunoi ca să îngrași pământul. Gunoi de la găinușele protejate de NATO. Loboda, acum... nu te mai scap de ea. Odată ce ai pus-o în grădină, nu te mai scapi. Ajunge imediat și la găinuși. Aici avem ceapă, da? În stânga este ceapă, da. Ceapă verde, deja crescută. E, acum e acum. Ce e aici, Marius? Ai pește aici? Sunt celebri koi, crapii japonezi. I-am adus din Ungaria. I-am reușit să-i aclimatizez. Chiar am și mulțit. Am reușit, am adus 100 și într-un an când am golit, am găsit 800, iar profesorii de agronomie au zis că, băi, chiar ai reușit să creezi un microclimat. Am filtrez apa, o pompă de desubt, e făcută în 3 straturi, pentru că iarna ei coboară jos, nu mai mănâncă nimic. Nu-i putem vedea acum, dar fix la ora 6 după amiază mănâncă. Asta e cu circuit închis. Da, da, da. Ce gălăgie fac! Hai să vedem mai departe. Să ne arăți... aș vrea să văd unde ai incubatorul, pentru că tu ai povestit la mine în emisiune că ai și incubator. Hai să mergem să vedem. Mi-ai spus că ai și niște iepuri foarte frumoși. Găinușele acum au urlă slava Ucrainei, ca să ne înțelegem. Deci pe bază de glicol. E așa un fel de gelatină care se pune să se protejeze arborii când sunt vânturile foarte puternice. Și am reușit în 2 ani la rând să salvez, în ciuda temperaturilor de minus 8 sau de minus 10 grade, și asta am recomandat. No Freeze se cheamă. Se găsește în comerț și nu e scump. La fitosanitar. Vișinele o să fie un rod bogat. Astea, de exemplu, sunt crengi lacome și care trebuie tăiate. Cum adică crengi lacome? Ce înseamnă asta, crengi lacome? Păi uite, se vede pe ele. Cele sănătoase și au potențial, de aici încolo nu mai face. Și gata, jos, aici este uscat, trebuie tăiat. Uite, și aici, nu are potențial, jos cu ea. Și trebuie să fim economi și să ne gândim permanent pentru anul viitor. Pentru că din ce este doar pe cea de un an, pe cea bătrână de 2-3 ani, nu se face fructul. Și atunci trebuie să ai grijă de ei, așa că am înțeles, de asta se tund atât de mult, de fiată, că de multe ori m-am întrebat și eu de ce îmi tunde domnul care se ocupă de grădină, îmi taie toate crângile și rămân practic golaș. Deci asta este secretul, de fapt, cu cât ai mai mult? Există și o tăiere în verde. Tot așa am învățat de la profesori, vara, tot așa cele care se duc foarte în sus, ele nu vor produce rod. Dar pentru că m-am îngrijit de el de când era mic, mi-a dat o producție foarte mare. Deci, se vede că e plin de boboci, de flori. Și uite, aici, de exemplu, asta nu produce. Hat. Marius. Am găsit o nouă definiție pentru politicieni. Crengi lacome. Crengi lacome, da, pe de-aia am întrebat de ce crengi lacome. Dar la noi cred că nu, sunt numai crengi lacome, din păcate. Iau foarte mult din hrana pomului. Exact. Și nu lasă suficientă hrană pentru toate fructele. Și alea de sus, Marius.
Și alea sunt la cume deja, alea se duc prea sus. Trebuia să urc pe scară și să le... Hai să ne arăți incubatorul, eu până la incubator, eu m-am uitat la grădină, Marius, îți place, dar nu faci față. Eu îți propun să vin o dată la tine și într-o zi să muncim amândoi să organizăm puțin grădina asta. Păi, cu mare drag. Știi să sap, nu? Da, am săpat, am și mașina de săpat aici. Ei, nu, dacă toate. Știi să sap tu. Păi, dar altfel să săpăm împreună. Pentru că bine. M-am trecut pe caiet la niște grupare aici. Și când a venit ziua de 24, zic, nu veniți la săpat mâine. În 25 am zis. A, pe n-avem timp, pentru că mă văd la televizor, Marius, și cred că... Marius, săpăm împreună. Hai să vedem incubatorul. Că trebuie puțin organizat, așa. Așa. Hai să-i lăsăm să le arate telespectatorilor. Deci aici sunt trei generații de puișori. Aceia cu gâtul golaș, sunt gât golaș de Transilvania, pe care îi recomand. Sunt foarte sănătoși. Nu se îmbolnăvesc, au o imunitate foarte bună, cu cât ies mai repede, cu atât nu se vor îmbolnăvi. Nu intrăm înăuntru pentru ca să nu le aducem bacterii, nu le fac tratamente, nu îi vaccinez. Marius, tu mi-ai povestit mie, ai și iepuri, sunt tot aici iepuri? Sunt acolo, da. Hai să-i arătăm și pe iepuri un pic, pentru că mi-a povestit Marius că a stat o noapte în spital cu unul dintre iepurași. Ca să-l facă bine. Ia uite, micuțule, da. Machi, ce-i aici? Ioi. Vezi? Ce s-a întâmplat? Îmi zice Ovidiu, cel care se ocupă de gospodărie, se pare că toți iepurii o să moară. Și aveam niște musafiri de la Baia Mare. Am stat aici și m-am dus cu iepurile la spital. Era într-o vineri, am dat de niște medici extraordinari. Zice, nu prea suntem specialiști în iepuri. O să moară. Și zic, dați-mi un tratament. Am stat o noaptea cu perfuzii, a doua zi a fost mai rău. Și a trebuit să decid eutanasia. A zis că așa, un proprietar de peturi nu decide așa ceva. Și zic, da, dar eu sunt din familie de medici, îmi dau seama că o să moară. Moartea e în slujba vieții, știam de la tata. Și am eutanasiat și pentru că nu puteam face PCR-ul, mă scuzați, sunt un pic emoționat, așa, că mă gândesc la iepurașul care a murit. Mi-au spus, e pasteuriloză, știți ce e asta? Și zic, da, știu, prima bacterie descoperită de Pasteur. Și zic, se tratează cu sulfamide. Și m-am dus, am luat sulfamide și am tratat pe ceilalți. Dar acum îi vaccinez. Aici am zeci de argumente că sunt pro-vaccin, pentru că sunt 12 boli pe care îi pot lua din aer, altfel ei sunt foarte sănătoși. Vor să iasă, vor și ei să fie filmați. Mi-ai spus că mai ai și niște iepuri mai mari. Da. Poți să ne arăți și unul mai mare? Uite, acolo sus se văd. Vedem. Wow! Taci! Foaie de mine. Ops. El vrea să se joace. Pune-l la marele alb belgean. Oi, de capul meu ce mare. Nu, fluturele alb. Nici n-am văzut iepure așa de mare. Zici că fluturele alb, Germania. Celălalt e marele. Acolo se aude gălăgie mare. Ce e acolo, Marius? Închid ușa? Da, rațe, gâște. Hai să le vedem. Așa e la țară, prin noroaie. Vă rog, profiți, prin gunoaie. Noi ne-am îmbrăcat, ne-am orientat. Dumneavoastră gătiți astăzi, doamna Iosefina. Mă simt ca la MasterChef. Normal. Mai ales pe acest fundal, îmi place. Hai să vedem, Marius, găinușele. Aici sunt găinușele protejate de umbrela NATO, deci, da? Deci tu roaba exact. La o parte, Marius. Roaba. Să treacă fetele. E, da. Avem loc. Trecem pe lângă. Domnul Dragnea, am crescut la țară, să știți. Păi, chiar dacă, da. Hai să vedem aici. Ce? Te uiți după pești? Nu cred. Uite, se văd aici. Uite aici suprafața. Vezi ăștia roșii. Uite, da, 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 uite acolo, uite, aici. Uite acolo, uite acolo. Uite. Uite, îi vedeți? Ha, ha, ha. Uite și acolo unul. Sunt aclimatizați pentru România, sunt recomandabil, trăiesc în mediul natural, totul e să faci microclimatul. Sunt și broaște,
Am și nuferi. Uite ce prălicică. Asta nu știu cum o cheamă. Aia galbenă? Aici am pus acest podest pentru că atunci când se bat, trebuie doi masculi la o femelă, o bat pe burtă să elibereze icrele și pisicile stau la pândă în zona asta și de asta am pus podețul ăsta. Aia, și am ajuns la găinușele protejate de umbrela NATO. Acum, ia să le vedem. Dar observați că e adevărată faună, un lanț al prădătorilor, pisica la pește, câine de la iepure. Cam politica românească, exact. Nu? Exact. Ia spune, Marius, aici sunt ăștia cocoș și e cocoș, da? Asta este o rasă mixtă, porumbac. Auriu. Asta e porumbac auriu. Face multe ouă, e recomandabil și pentru carne și pentru ouă. Aici este gâtul golaș de Transilvania. Cocoșii stau separat. Tu mi-ai spus mie că gâtul golaș de Transilvania este ultima rasă românească, exact, pură care mai există. Așa e. Da. Așa e. Și sunt recomandat pentru că se mulțesc, au o rată de înmulțire foarte bună, 80%, clocesc singure, dar cocoșii se bat între ei ca politicieni. Astea sunt gâște africane, rațe mular. Sunt doi. Aia cu moți ce este? Ibul, ăla este masculul, este rățoiul. Și întotdeauna stau în cuplu. Deci și gâștele și rațele trebuie să aibă un cuplu. Un mascul și trei femei. Să vă spun sincer, nu mă așteptam să ai asemenea, asemenea fermă aici. Serios, adică tot îmi spuneai despre ferma ta, dar nu mă așteptam să fie. Și ia uite-le. Așa, și aici? Astea sunt gâște românești, foarte productive, nu se îmbolnăvesc. Sunt de recomandat. Se zice rasa MB, da? Noi le zicem gâște românești, fac cam 20 de ouă pe an. Astea fac 80 și sunt mai rentabile, au ouăle mai mari. Nu mai crește nici gâște. Am căutat pe net să învăț și eu de la alții. Machi, potrălește-te, ieși afară. Ieși afară. Exact, am politica acum românească, deci... Acum o iei. Hai înăuntru. Da. Și-au eliberat spațiul. Vă propun să mergem să gătim. Hai. Am arătat toată ferma ta. Acum trebuie să arătați voi ce ați promis de Crăciun. Ce vei găti tu, Marius? Ciorbă de miel. Ciorbă de miel. Și dumneavoastră ce gătiți astăzi? Miel la cuptor. Miel la cuptor. Eu o să fac ouăle. Nu mă lasă să vorbesc, deci în sfârșit mi-am găsit nașul. Eram la realitatea este în direct. Este cineva care mă oprește din vorbi. Eram la realitatea în direct. Am zis că intru pe telefon. Și m-a prins telefonul. Eram aici și zice Octavian Oandră, unde ești, pe Capitoliu? Deci, eu voi face ouăle, Iosefina va face desertul, o să ne facă clătite astăzi. Mergem să gătim. Marius, am intrat în casă, ne pregătim să gătim și mi-ai promis că mi-arăți celebrele ouă verzi sau albastre, cum ai zis tu, și roșii. Ce-i cu ouăle astea? Că astea par a fi ouă de rață, de asta se și spune culoarea oului de rață, nu? Nu ai venit îmbrăcată în culoarea oului de rață. Sunt ouă de araucana. Sunt murdare pentru că le pun în incubator. E o specie de găinușă. Da, care e adusă din Chile, adaptată pentru România și se zice că un retrovirus, acum 300 de ani, i-a modificat gena, nu mai are coadă, face ouăle astea, ci că de atunci s-a modificat, au fost foarte greu de înmulțit, nu le prea recomand. Există niște secrete la înmulțire, trebuie tunse. Au proprietate specială ouăle astea? Sunt mai bune decât celelalte? Sau au mai puțin colesterol? Sau au mai ceva? Puțin colesterol și proteinele sunt mai multe. Astea roșii sunt maron. E o specie încrucișată în Franța între un cocoș indian și o găinușă din Marsilia. Și acestea sunt foarte greu de crescut.
Dar odată ce ai dobândit tehnicile de înmulțire, de exemplu, sunt notate cu o serie de numere pentru ca să știu exact ziua în care au fost... Exact. Da, și acum vă pregătiți să le puneți la incubator. Da, la incubator și peste 20 de zile ele vor ecloza. Rata de eclozare este undeva la 80% dacă păstrezi parametrii tehnici, trebuie udat din când în când, incubatorul face singur, dar aia nu înseamnă că lași acolo și pleci în Maldive. În Maldive nu plecăm, dar plecăm în bucătărie, rămânem aici, facem paștele românesc acasă, voi duceți ouăle astea la incubator și cu domnul Dragnea ne apucăm să gătim, da? Tu ciorba, domnul Dragnea friptura și eu mă apuc să fac ouăle. Foarte bine. Hai!